Autoritățile se implică în campania de strângere de fonduri pentru Florin Răcoare, tânărul de 30 de ani care trece printr-o grea suferință. Acesta a fost diagnosticat cu leucemie, iar tratamentul său se ridică la suma de 120.000 de euro. Pentru a veni în ajutorul lui Florin Răcoare, un tânăr de 30 de ani din Salău care are nevoie de sprijin atât moral cât și financiar, grupul de susținători Împreună pentru Florin Răcoare, în calitate de organizator, și Primăria Municipiului Salău, alături de Casa Municipală de Cultură Salău, în calitate de parteneri, organizează spectacolul caritabil Șansa la viață Împreună pentru Florin Răcoare. Evenimentul caritabil va avea loc joi 27 iulie, începând cu ora 19 la Casa de Cultură Sindicatelor din Salău. Pe scenă vor urca ansamblul artistic Profesionist Porolisum, Sergiu Chirilă și îndrăgiți interpreți de muzică populară. Reamintim că un tânăr din Salău are nevoie urgentă de ajutorul semenilor. El trece printr-o grea încercare. La vârsta de 30 de ani a fost diagnosticat cu leucemie, o boală care evoluează galopant. Potrivit apropiaților, în data de 15 iulie ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi din viața lui, ziua nunții, începutul unei noi etape din viață alături de Adina, aliasa inimii sale. Din păcate, viața l-a pus pe Florin la grea încercare. În cursul lunii aprilie 2017 a aflat faptul că suferă de leucemie, ceea ce părea să fie o oboseală creată de muncă, dedicare, pregătirea nunții lui cu Adina s-a dovedit a fi o boală cruntă. Pentru a stopa avansarea bolii s-au început ședințele chinuitoare de chimioterapie în număr de 4 până în prezent, care însă nu au avut rezultatele așteptate. Doctorii din țară i-au spus lui Florin că nu se mai poate face nimic. Soluția a venit însă de la o clinică din Turcia, aici tratamentul ridicându-se însă la costul de 120.000 de euro. Cei care doresc să-l ajute pe tânărul zălăuan pot participa la acest concert caritabil ce va avea loc în data de 27 iulie la Casa de Cultură a Sindicatelor.